Salutare, jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de rol pe vedumești. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, nu ezitați să lăsați un mare like chiar acum, să strângem peste 300 de like-uri la acest minunat episod, așa că haideți în forță, bineînțeles, și cu un follow la pagina de Instagram din stânga jos, așa că haideți acolo cu un număr cât mai mare și noi să trecem la episod. Da, după cum puteți vedea, suntem, bineînțeles, cu cositoare și cu tractorelul, pentru că, ce credeți, am fost la cosit astăzi. Vreo câteva brazde i-am dat frumos acolo. Și de ce? Bineînțeles, pentru că animalele mănâncă și duminica, adică noi trebuie să cosim și duminica, pentru că chiar dacă... Na, e un mic păcat, într-adevăr, dar și animalele, na, trebuie să mănânce, pentru că mi-au terminat chiar toată mâncarea și astăzi chiar am fost nevoit să mă duc să cosesc, asta este... Și da. Și da, până la urma urmei asta este, na. Am fost nevoit, acum o să se ducă din urmă neanelul cu ori cu, nu știu cu ce o să se ducă, ori cu căruța, ori cu remorca pentru strâns, pentru că ia uitați, l-am făcut aici frumos, așa un pic l-am murdărit, dar nu-i problemă că o să-l spăl eu zilele astea. Și unde trebuie să mergem noi astăzi? Ei bine, acum, de fapt că acum o să mergem, dar mai întâi să luăm arrow-ul și bineînțeles să mergem direct la Neugen, pentru că trebuie să luăm de acolo un tractor pe care l-am împrumutat de vreo două zile lui cu semănătoarea, pentru că și-a semănat, el a avut, dacă poți să-l împrumut cu niște, cu un tractor și cu o semănătoare de aia SPC-6 de care aveam eu, care el cică niște saci mai vechi prin depozit și vrea să semene pe la el prin parcelă și na. I-am zis cum să nu-l ajut cu treaba asta. Mi-a și dat omul bani pentru două zile cât l-a avut, mi-a dat vreo 3 milioane. I-am zis, da, mă, ia, că oricum tractorul ăsta stătea degeaba pe aici prin garaj, așa că na, e un UTB 650, v-am spus, cu toc semănătoare, oricum eu n-am semănat zilele trecute, așa că îl am dat, de fapt, ieri și vineri, de vineri îl dădusem, pentru că astăzi n-am avut eu timp să mă duc până la ora asta după tractor, dar mergem acum, așa că nu-i problemă. Să vedem, cred că nu l-a stricat sau a mers bine cu el, i-am zis cam care sărea din viteză uneori, dar nu-i problemă, cred că s-a descurcat. Am, hai să vedem aici care-i ștou. Ia să facem noi o șmecherie de asta. Ia uitați. Băgăm aici arou, uitați. Ou, prin șanțul ăsta periculos și... Ou, tata, ia uite-la. Ia uite, asta e semănătoarea de care vă ziceam. Ia uite, tata. Ia uite-o ea. Ia uite-o ea. Bun, hai să ne dăm jos acum. Am oprit semnalizarea. Cred că am oprit-o, nu? N-am oprit-o. Bun, să ne dăm jos și ia uitați. Semănătoarea cu tractorul, cu... UTB-ul, bineînțeles, să vedem, nu cred că are cheile în el, trebuie să vă mă duc să strig la poartă, uite ce a lăsat mașina la poartă. Și am să revin în câteva momente, după ce iau cheile, luăm tractorul și îl ducem direct acasă. Am revenit, jupânilor, până la urma urmei am luat și cheile, așa că haideți să ne urcăm în tractor, să-l pornim. N-am mai fost de mult cu ăsta, de vreo... Bine, când l-am dus atunci și după n-am mai fost cu el, așa că hai să-l băgăm în viteză și să vedem ce mai poate UTB-s cu ăsta, că nu l-am mai luat de mult, v-am spus. Dar uite ce am mutat frumos și ne-a Eugen mașina să putem trece pe aici. Hai, tată. Atât, hai, ușor. Hai să lăsăm ăsta așa și să trecem. Bun, și ce să mai pornim și noi girofarul, ducem și noi semănătoarea la locul ei unde, bine, unde trebuie să o parcăm. Și după o mai vedea ce o mai face, o trebuiască să aduc camionul de... cu lemne, o să-l aduc la fermă la vale, pentru că mâine o să vând niște lemne, mâine mai după masă așa o să vând niște lemne și să-l am direct aici la fermă, pentru că mâine dimineață trebuie să tai niște lemne pe la bunicu, pe la vale, pe acolo. Și bă, dar ce ușor mi se pare că merge, nu? Și avem 37 la oră, în fine. Și na, să-l am direct acolo, să nu mă mai duc chiar la stână după el, așa că îl pun din seara asta acolo. Dimineața mă trezesc pe la vreo 6, cam așa, sunt picioare și mă duc să-i tai lemne pe acolo pe la bunicu cu drujba. Avea niște cioate pe care le-i dădusem eu. Cioate, bă, lemne destul de mari dacă stau și mă gândesc. Și după o să plec direct cu camionul și o să vând lemnele alea, pentru că o să le vând la Rom Silva. Băieții deja m-au contactat de când hău, de când am ieșit din pădure cu camionul, de atunci m-au contactat ei. Băi, domn primar, aveți cumva niște lemne de vânzare? Băi, am, da, de ce?
Păi v-am văzut că ați ieșit din pădure zilele trecute cu camionul și am zis să încercăm dacă mai aveți niște lemne, că la noi n-am. Nu putem să tăiem mereu, că n-avem aprobare. Și am zis, bine, băi, băi, uitați, ăsta e prețul, ăsta e metru cub, prețul la metru cub și asta e treaba. Au zis, au acceptat, n-au mai încercat să negocieze. Bănuiesc că e un preț destul de bun. Eu mereu sunt la preț destul de corect, pot să zic, și să vă zic sincer, chiar îmi merge bine. Nu mă plâng acum că nu fac profit sau ceva, nu. Chiar îmi merge destul de bine. Acum, na, fiecare depinde acum cum își face reclamă la marfă, bineînțeles că eu am și vânzări pe măsură. Că dacă n-aveam vânzări, probabil scădeam prețul, dar așa, e numai bine, uite că mai am un semnător aici, nici nu știu pe unde naiba să mai pun și pe asta. Hai că o bag în marșalier și o pun eu pe aici pe undeva, ia, ușor, ușor. Hai, tată, o las aici cu tot cu tractor, cred că nu. Eu zic că, hai mă, că nu stă rău pe aici, zic. Oricum o să vin și o să mai fac niște ordine mâine, iarăși cred că o să fac ordine dacă am timp. Dacă nu, oricum săptămâna asta trebuie să fac. A, uitați buștenii cum stau aici. Acum hai să ne urcăm în camion, să-l pornim și să mergem unde am zis. Jupânilor, dacă ați ajuns până aici, nu ezitați să lăsați un mare, mare like, bineînțeles, acolo, pentru a strânge peste 300 de like-uri, așa că haideți în forță. Să-l băgăm în marșalier pe nenea ăsta camionul și să mergem direct la vale unde v-am zis, la fermă. Pornim girofarul, hai că avem o leagă de greutate. Îmi place să le pornesc mie așa, nu că e neapărat, că puteam să merg cu ele și oprite. Da, dacă avem greutate de asta mare, le mai pornim, nu? Că e mai la fantezie un pic. Ia uitați și luminele de bară, de pe bară, pardon. Și coborâm așa un pic la relativ 20-21 maxim, așa, să nu-i dăm prea tare, că după aia nu-i bine, nu? Ia uitați-l, tata, ia uitați-l. Îi ziceți voi dacă nu. Ca trage camionul ăsta bine, tare, în dragi, vă zic eu. Băi, da, mamă, sunt obostoleacă. Astăzi, chiar dacă a fost duminică, nu m-am odihnit eu așa cum trebuie, pentru că m-am trezit destul de dimineață. O trebuie să duc pe un nene la până în oraș, după aia m-am întors, după aia iar alte treburi, am fost până la bunicul și am mai avut acolo niște treabă. După aia m-a chemat la un grătar, am mâncat un grătar și eu așa de duminică și după cam asta a fost. A trebuit să mă duc la Cosita, am venit de la Cosita, acum o mai vedea ce o mai face, nu? Că până la urma urmei, aia e, ia uitați, tată. Uitați-vă și voi un pic așa. Să dăm aici un semnal la dreapta și să-l băgăm pe ulița. Hai că o iau mai prin față, că e un dâmb destul de mare și e cam aiurea pe acolo, uitați-vă. Atâta, bun. Perfect. Acum să-l punem noi pe undeva pe aici, prin zonă. Avem ceva lemne, într-adevăr, vedeți și voi. Nu le-am mai legat, le-am dus așa, am scâmbat piciorul. Hai că punem aici camionul lângă fântână. A, uite, tată. A, uite. Oh, ușor, ușor, ușor. Nu te grăbi, nu te ambala. Hai, nu cred că se răstoarnă. Dă-l în mama lui. Dacă se răstoarnă, înseamnă că nu-i ce trebuie. Hai că-l oprim. Mă dau și eu jos. Și bănuiesc că n-are nici pe naiba, nu? Hai mă, stă el un pic așa, a plecat, dar dă-l în col, nu cred că-l răstoarnă vântul acum, că n-are cum. Dacă a ajuns să-l răstoarne vântul pe dita mai ăsta, înseamnă că legea gravitației nu-i bună. Bun, hai să-l lăsăm aici. Am mai să vedem ce mai avea pe aici. Să vedem, tractoare, ceva mai avem, nu mai avem niciun utilaj. Dar, să vedem acum ce o să mai facem. Să merg un pic pe aici pe câmp, că vreau să mai verific niște treburi pe aici, să văd ce fac mâine, că dacă e să vând după ce mă duc să vând lemnele la băieți la Ronsilva acolo, vreau să mă apuc pe aici de treabă un pic. De cosit nu mai cosesc deocamdată, că am destul. Pe aici avem un pic așa de semănat, aici chiar avem, băgăm la porumb la greu. Și uite aici, tată, ce avem aici, avem grâu. Bun, asta o să-l băgăm un pic la trăierat dacă avem timp mâine. Dacă nu, oricum, zilele astea, pentru că de ce nu? Uite, și pe partea asta doar nu l-am semănat degeaba. Și acolo în capăt, uite, acolo avem porumb. Acolo în capăt avem iarăși un teren care e numai bun de semănat. A fost arat, dacă nu am arat asta de maloanaiba. Avem aici de semănat, numai bun. Cred că o să bag niște porumb, sau floarea soare, nu, porumb o să bag. Porumb sau dacă nu, să mă gândesc,
să mă gândesc. Dar cred că porumb o să bagă aia și pe partea asta s-ar putea ca tot la fel. Deci da, cam astea zonele în care o să activez eu mâine. Așa într-o oarecare măsură să zic. Și da, asta e treaba. Asta e treaba. Asta... Ăsta a fost și cu episodul de astăzi, de duminică, să zic așa. A fost un episod mai scurt, dar sper că v-a plăcut și nu ezitați să lăsați acolo un mare like, bineînțeles. Un subscribe, să strângem peste 30.000 de jupâni. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.